Oamenii îmbrăcați în straie de sărbătoare au venit dis de dimineață la slujbă pentru a cinsti memoria celui care multora le-a fost duhovnic și nădejde în vremurile grele. Pentru fiecare dintre cei care l-au cunoscut, părintele Iustin Pârvu a avut o vorbă bună și un sfat ajutător. De ce v-ați îmbrăcat astăzi în straie populare? Ne-am îmbrăcat că așa îi plăcea părintele Iustin, tradiția. Înțelegeți? Și chiar anul trecut, preanaltul Teofan a zis că părintele Iustin dorea ca să venim îmbrăcați în costume populare. Deci m-am îmbrăcat și eu, am cămașa de la bunica mea și sper să fiți mulțumiți cum sunt așa. Frumoasă sărbătoare, e ziua părintelui de 2 ani de la plecarea din viață a părintelui. L-am cunoscut când era în viață, da. Da, era un duhovnic bun, iscusit. L-am cunoscut și l-am întâlnit de câteva ori în timpul vieții. Părintele era foarte blând și iubitor și cred că asta ne adună de fiecare dată aici lângă el. Oamenii au participat la slujba ținută de un sobor de preoți veniți de la mai multe mănăstiri și biserici din zona Neamțului, în frunte cu preasfințitul Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Iașului. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora, știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit. Oamenii au stat la rând pentru a se închina la mormântul duhovnicului, dar și la chilian, care acesta și-a petrecut ultima perioadă a vieții. Părintele Iustin Pârvu este considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai neamului românesc. După ce a absolvit seminarul, în 1948 a fost arestat de regimul bolșevic. A fost eliberat abia în 1964, alături de alți militanți anticomuniști, după ce a trecut prin închisorile de la Suceava, Aiud, Periprava, Gherla și Văcărești. De memoria sa sunt legate, printre altele, învățături adresate credincioșilor, iar după moartea sa o serie de evenimente considerate chiar minuni. Părintele Iustin Pârvu a încetat din viață pe 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani, și a fost înmormântat lângă biserica de călugări, ridicată de el la Petruvodă. Obștea de maici a mănăstirii Paltin, din localitatea Petruvodă, a amenajat o chilie memorială închinată sfinților martiri din temnițele comuniste. Chilia muzeu se află vis-a-vis de chilia părintelui Iustin Pârvu, unde a trăit în ultimii ani din viață și poate fi vizitată de toți credincioșii.